ziua! Am revenit cu un nou filmuleț, de data asta tot de la domnul Ionel Chitic, din Curtea, din Stupină. De data asta vreau să vă arăt cum se pot adapta ramele de 3 sferturi din sistemul vechi, dadant, care se întâlnește sau se întâlnea până acum în România și o să mai întâlnească încă mult timp. Cum se pot adapta acele rame la aceste cutii care folosesc fundații de plastic și merg pe dimensiunile Langstroth. Așa că am pregătit aici stupii și o să mergem să mutăm ramele din stupii domnului Ionel în aceste cutii. Imediat continuăm. Deci vom folosi niște șurubele speciale de 3 mm, speciale în sensul că au un vârf mai șmecherit, care nu sparge lemnul. Au o crestătură aici, care zic cei care le vând că folosește ca un fel de autoforant la metal. Și destul de lungi ca să penetreze cât mai adânc. Și să prelungim cu acest șurub, să prelungim ramele din stupii dadant pentru a fi pus și în cutiile Langstroth. Să folosim în continuare cutiile Langstroth cu toate avantajele care le au acestea. Am atingere de economie de... Luăm de jos de tot. Da, să strângem. Mă duce, dată că a prins. Și acum punem ăla. Păi trebuia, dacă zice să-l inversăm, uite, să stare, ăsta e oat tot acolo, vedeți, în centru acolo, apoi și apoi ce e oat, eu nici nu mă uit, dacă vă spun. Da, da, păi nu, că se văd ouăle, se văd ouăle și sunt ouă de 3 zile, 4 zile, că sunt culcate toate. Foarte bun. Mă bucur că am găsit soluția asta, că ne chinuiam cu niște șipculițe care le puneam. Uitați, acum vom face o treabă, vom sparge cutul. A, vrei să... Băgați-i, băgați-i și... Nu bagi la margine? Nu, nu la margine. Băgăm mijloc cuibul, op. Că are pe ea ceva... Are păstură? Da, are păstură. Nu, păstură are puțin, are nectar. Și o ia repede pe asta la ouat și deja el poate să suporte, la 4 rame, poate să suporte o ramă la, cu spartul. La peste 10 grade, vezi? O, aici trebuie să... Stai că dăm la o parte, trebuie să vă aduc o ramă ca să vă împărăpesc asta. Păi puteți să punem una de plastic deja. Dar noi nu sunt date cu ceară, firea să fie. E, n-are nimic, o scoateți și vedeți că nu trebuie să... E cutia de albine pe ea. Hai, lasă că o să cadă acolo, n-aia și păi o iau. Da, da, dar nu... Uitați aici ce frumos are. Da, da. Dar să pun la mine. Da, el a fost bun, uite, are mâncare. Are mâncare, că acum dacă vine are frigul, mănâncă pe asta veche, da. Stai ca să o sprijinim așa. Exact, asta e totuși mincheria, că de-aia și o să o facem una la veche. Gata. Să aduceți o ramă de plastic să încercăm să vedem cum ar. Că e greu acum să topesc ce are. Am zis-o, mă, e mașină, alea care ți le-am dat eu data trecută. A, aici, aici, da, da, ca să nu mai duc la mașină. Da, da. Așa, fetițelor, ia luați-vă voi acum treaba în primire,